toți tații din lume, pentru toți care ne iubim tații. Hai, Floricuță! Ce spune melodia asta dedicată pentru Marian Toltoc și pentru toți stații din lume? În viața mea fericită am ajuns să-mi fie frică. Nu mai pot sta pe picioare, că duc mare supărare. În viața mea fericită, hai că acum mi-este frică. C-am ajuns să merg în cârjă, am o viață necăjită. Ce face boala pe om, e ca frunzele pe pom. Când boala grea te lovește, ca frunza te veștejește. M-a lăsat puterile, mă, m-a luat toate grijile, mă. C-a intrat o boală bine, tată, nu mai este bine. De la Marian Toltoc, pentru tăicuțul lui care îl iubește din toată inima și pentru toți tații din lumea asta. Haveți! Fratele meu, prietenul meu, familia lui Doru Trancă, lui Marian Toltoc și tăicuțul lui, pentru voi toți care vă iubiți, tăicuțul. Ia-o-și! Să-l iubești cât la iubi viață, să-i dai un pic de speranță. Vorbă bună și mâncare și cât o haină în spinare. Să-l iubești cât l-ai în viață, să-i dai un pic de speranță. Să nu-l lași pe tatăl tău, că te vede Dumnezeu, mă. Atențiune, de la tăicuțul lui Marian Toltoc, pentru tăicuțul lui și pentru măicuța lui, să rămână de suflet. Tată, către mulțumire, nu vreau nimic de la tine. Să nu mă lași, puiul meu, că mi-o fi sufletul greu, mă. Ia-o ce spune. Când spunea tăicuțul meu, ascultă-mă, puiul meu, mă. Să nu mă faci de rușine, să pot să scot capul lume. M-a învățat, m-a educat, ce-a fost mai frumos mi-a dat. Mi-a zis vorbe de-alea bune, descurcă-te, măi copile. M-a educat ca un tată și m-a învățat viața toată. Pe tine, fratele tău, să nu vă lăsați la greu. Merge! Pentru toți stații din lume. Iau ce spune Marian. Atențiune. De la Gabi, de la Buzu, pentru tata lui Nașu, pentru tăicuțul lui,
și pentru toți tații să rămână de suflet cu jumătate de milion. Tată-ți văd lacrimi pe față și puterile te lasă. Dar te simt om împlinit că de băieți ești iubit. Am văzut, dragă copile, tot ce ai făcut pentru mine. Am simțit pe pielea mea acum când viața mi-e grea, mă. Tată, mă rog pentru tine să trăiești, să ai zile bune. Sunt fericit, măi copile, că te văd pe lângă mine. Îți spun, tăicuță, vorbe multe, bucuros că ești prin curte. Acum văd că ești cu mine, astăzi beau și mă simt bine. De la Marian pentru tăicuțul lui și pentru socrii lui, care sunt ca părinții lui. Ia uite ce spune Marian. Ce spune un tată? Doi muri, mâine, poi mâine, s-a ascult sfatul meu, copile. Oricât bani tu vei avea, să nu-ți lași familia, mă. Dă-ți-o fi bine sau greu, să nu lași fratele tău, mă. Să-l ajuți când i-o fi greu, că-i sânge, sângele tău, mă. Și care-i plăcerea mea, să nu lași pe mama ta, mă. Să nu lași pe mama ta, mă, ca să râzi tu că lipsa, mă. Merge! Astăzi am visat ceva, vedeam cum plângea mama, bă. Plângea să plimba prin curte și i-auzeam șoapte multe. Pentru măicuța lui Marian Doltop, care le trage pe toate, așa cum spune Marian. Mai măicuța ascultă și din partea, și din partea noastră ca și copii, și din partea lui tăicuțulor. Asta înseamnă că e o adevărată mamă. Nu mai pot, dragă copile, nu mai rezist, nu-mi e bine. Mamă, că m-am saturat și nu știu ce să mai fac. Dar rap și le trag pe toate, le duce măicuța în spate. Îi l-ajut și îi dau de toate, îl duce mama în spate. Ia-o-s-o. Era tânăr și putea, singur vă ținea acasă, mă. Din puținul ce făcea, ce frumos mai vă îmbrăca, mă. Vă da sfaturi și povețe, vă punea la școli să învețe. Vă spunea vorbe copile, să nu-l faceți de rușine. Când dă muncă ce rușine, să vină Ionel, să vină lângă tăicuțul lui aici, fratele lui Marian Toltov.
spunea vorba lui tata: ascultă copile în coapă. Ți-am dat povață de toate, singur tu ți-le pe spate. Oricât ți-ar fi, frate, greu să-l ții în spatele tău, mă. Să-l iubești că ți-este frate, să-l iubești până la moarte. Să vă iubiți între voi, să vă ajutați la nevoi. Căci dacă te ceri cu frații, ajungi la mâna la alții. Atenție, tot de la Mariana, pentru Ionel, pentru frățiorul lui. Și de la Ionel pentru tăicuțul, măicuța, pentru frățiorul lui și pentru familia lui Ionel. Și pentru toate familiile. Țărane, o returnelă de-aia frumoasă. Te rog.